putea ține aripi în numele libertății întregii lumi. Așa și-a formulat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky îndemnul pe care l-a adresat în această săptămână liderilor europeni, semnalând că țara sa are nevoie urgent de avioane de luptă occidentale. Și de această dată le-a adresat mesajul față în față, părăsindu-și pentru a doua oară țara de la începutul invaziei ruse, tocmai într-o perioadă în care agresorul și-a intensificat ofensiva în mai multe direcții ale frontului. Miercuri, cu o zi înaintea summitului Consiliului European la care a fost invitat, liderul de la Kiev a mers la Londra și apoi la Paris, unde în aceeași zi venise și cancelarul Germaniei Olaf Scholz. A fost evenimentul la care președintele Zelensky avea ocazia să-și convingă aliații germani și francezi că ezitările lor de astăzi pun în pericol ca niciodată întregul continent european. Dar cât de acerbă a devenit situația de pe câmpul de luptă? Ce face Kievul pentru a rezista unei noi ofensive majore armate ruse? Și cum răspunde liderii occidentali apelurilor insistente ale Ucrainei de a-i oferi ajutorul militar solicitat? Sunt întrebări la care căutăm răspuns la Europa Azi. Armata rusă și-a intensificat în această săptămână atacurile de pe linia frontului din estul Ucrainei, ceea ce îi determină pe unii oficiali de la Kiev și pe unii experți să afirme că noua ofensivă majoră pe care o pregătea Rusia a și început. Serviciile de informații ale Ucrainei susțin că în ultima săptămână Rusia și-ar fi trebuit să atacă în jur de 50.000 de persoane mobilizate care până acum s-au aflat în rezervă. Aceeași sursă notează că Rusia ar fi pregătit pentru noua ofensivă 2.800 de tancuri și multe alte mijloace de luptă. Ultima săptămână, armata rusă a atacat întreaga linie a frontului din estul Ucrainei, pornind de la orașul Svatovo și până la cel de mai la sud, Ugledar. O linie a frontului care în prezent se întinde pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri. Potrivit serviciilor britanice de informații, cele mai notabile câștiguri ale armatei ruse s-ar fi înregistrat la vest de Soledar și la sud de orașul Krasna Gora, pe care armata rusă încearcă să-l prindă în clește. Trupele ruse au avansat cu vreo 2-3 kilometri și spre periferia nordică a orașului Bahmut și astfel au pus stăpânire pe zona prin care trece autostrada M03, o importantă cale de aprovizionare a trupelor ucrainene din Bahmut. Trupele ruse au avansat și dinspre sud-vestul orașului Bahmut, apropiindu-se de zona în care se află un alt drum important care duce spre Bahmut dinspre orașul Constantinovka. Un alt câștig al armatei ruse s-a înregistrat mai la sud, e vorba de un succes tactic, precum notează aceleași servicii de informații ale Marii Britanii, și anume e vorba de succesele înregistrate în zona orașului Vugledar. Armata rusă a reușit să ocolească periferia vestică a acestui oraș pe care îl atacă de la sfârșitul lunii trecute. Cu toate acestea, trupele rusești ar fi suferit pierderi deosebit de importante în zona Ugledarului, o ofensivă fiind trimise persoane mobilizate fără experiență militară. Precum era de așteptat, armata ucraineană e pusă în situația să reziste până va fi capabilă să lanseze propria contraofensivă, a cărei eficiență depinde de viteza de livrare a noilor loturi de armament occidental și în special a tancurilor grele moderne promise de mai multe țări aliate. Și nu doar atât. Kievul insistă că are nevoie cât mai urgent de avioane moderne de luptă și de rachete cu rază mai lungă de acțiune pe care Occidentul nu se încumete deocamdată să le livreze. Așa cum refuzau inițial să furnizeze tancuri moderne pentru a preveni o escaladare a conflictului care s-ar transforma într-un război direct între Rusia și NATO. Istoria se repetă și în cazul avioanelor de luptă occidentale. Atât Washingtonul cât și Berlinul se opun furnizării acestora, invocând vechiul motiv: escaladarea conflictului până la o confruntare între NATO și Rusia. Und deshalb ist dazu alles gesagt. Ich erinnere nochmal, der amerikanische Präsident und ich haben gleich zu Beginn des Krieges zum Beispiel No-Flight-Zones ausgeschlossen, weil das zu einer direkten Eskalation des Krieges zwischen der Russland und der NATO geführt hätte. No.
În pofida împotrivirii ostentative a Statelor Unite și Germaniei, ideea furnizării avioanelor de luptă moderne Ucrainei are susținători în Occident și, desigur, Polonia se numără printre aceștia. În aceeași zi în care Joe Biden răspundea negativ la întrebarea jurnaliștilor privind o asemenea posibilitate, premierul polonez Mateusz Morawiecki declara că țara sa ar putea trimite Ucrainei migurile de producție sovietică sau alte avioane în Ucraina. Când se referea la alte avioane, le avea în vedere pe cele americane de tip F-16, care pot intercepta rachete ale inamicului și pot lovi atât ținte aeriene, cât și ținte aflate la sol. Morawiecki a precizat că țara sa e gata să livreze Ucrainei avioane de acest tip, însă în deplină coordonare cu țările NATO, poziție pe care Varșovia și-o menține până astăzi. Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Możemy działać tylko i wyłącznie w ramach całej formacji Paktu Północnoatlantyckiego. Jeżeli zapadnie taka decyzja, to my nie będziemy tymi pierwszymi, którzy przekażą myśliwce, ale też będziemy na pewno pozytywnie odpowiadać na to, jednak pod warunkiem, podkreślam, pod warunkiem, że ci, którzy mają tych myśliwców najwięcej, mają najnowocześniejsze myśliwce, będą mogli je przekazać na Ucrainę. Prin această declarație, premierul polonez dă de înțeles că negocierile asupra unei decizii privind livrarea avioanelor de luptă occidentale vor fi mai anevoioase decât atancurilor. Pe fondul înăspririi situației de pe câmpul de luptă, președintele ucrainean a decis să facă un nou pas pentru a-i determina pe aliații europeni să nu întârzie luarea unei decizii privind livrarea avioanelor moderne de care Ucraina are nevoie cât mai urgent. Mai ales că antrenamentele piloților ucraineni vor dura câteva luni, iar Rusia atacă permanent cu avioanele sale de luptă pozițiile armatei ucrainene de pe linia frontului din estul țării. Zelenski a hotărât să viziteze de această dată Europa, inspirat probabil de rezultatele vizitei sale la Washington în luna decembrie anului trecut. A fost prima lui vizită în străinătate de la începutul invaziei ruse, în urma căreia Statele Unite și-au intensificat sprijinul militar. Pe 6 ianuarie, de rând cu Germania și Franța, au dat curs livrării tancurilor ușoare, iar în urmă cu 2 săptămâni și a tancurilor grele. Analiștii subliniază importanța prezenței fizice a președintelui ucrainean în capitalele țărilor occidentale. În primul rând, pentru că în luarea unor decizii dificile, liderii politici ai acestor țări au nevoie de sprijinul propriilor cetățeni. Iar discursurile impunătoare ale lui Zelenski au un rol important de a-i convinge pe cetățenii țărilor occidentale că nu doar soarta Ucrainei, ci și viitorul lor depinde de felul în care își vor susține acum și chiar presa elitele politice să ofere cât mai urgent și cât mai mult ajutor militar Kievului. Our two nations are allies in this battle. And next year will be a turning point. I know it, the point when Ukrainian courage and American resolve must guarantee the future of our common freedom. Ukraine holds its lines and will never surrender. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way. După efectul pe care l-a produs vizita sa din luna decembrie la Washington, Volodymyr Zelenski a decis să folosească la maximum invitația pe care i-a făcut-o președintele Consiliului European Charles Michel la summitul instituției organizat în această săptămână. Cu o zi înaintea reuniunii de joi de la Bruxelles, Zelenski a făcut mai întâi o vizită în Marea Britanie, cea de-a doua țară după Statele Unite, care oferă cel mai mare sprijin militar Ucrainei. Liderul de la Kiev a ținut un nou discurs emoționant în fața parlamentarilor de la Londra, adunați la Westminster Hall. Iar pentru a-și sensibiliza și mai mult aliații britanici, cărora le solicită insistent avioane occidentale de luptă, Volodymyr Zelenski l-a prezentat în mod simbolic și o cască ucraineană de pilot de vânătoare. I will explain. It's the helmet of a real Ukrainian pilot. He is one of our most successful aces, and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, "We have freedom, give us wings to protect it." And I appeal to you and the world
with simple and yet most important words: combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. Călătoria surpriză a lui Zelenski la Londra a avut loc la scurt timp după ce premierul britanic Rishi Sunak se angajase să extindă programul de pregătire a trupelor ucrainene. Marea Britanie a anunțat că piloții ucraineni vor învăța timp de câteva luni să conducă avioane moderne de lupte. A fost un semnal că în viitorul apropiat Londra ar fi gata să pună la dispoziția Ucrainei aeronavele sale militare. Ca și în cazul problemei furnizării tancurilor grele, semnalul a fost transmis din nou în primul rând Germaniei și Franței, ai căror lideri l-au invitat în aceeași zi de miercuri pe Zelenski la Paris. Iar în conferința de presă care a urmat întâlnirii, președintele ucrainean și-a repetat îndemnul adresat mai devreme populației și liderilor politici ai Marii Britanii. Franții și Germania mai au potențial game changers. І саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну, Еммануеля, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафи, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячен за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. Președintele Franței pare să fi lăsat deschisă ușa pentru negocierile asupra livrării avioanelor de luptă occidentale Ucrainei, cel puțin în mesajul mai voalat legat de această chestiune spinoasă. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. Nici cancelarul german nu s-a referit direct la posibilitatea de a furniza Ucrainei avioane de lupte, dând de înțeles că tema rămâne să fie discutată de liderii occidentali. Wir stehen eng an der Seite der Ukraine auf dem Weg, die Verteidigung des eigenen Landes voranzubringen, die Werte zu verteidigen, die Souveränität, die territoriale Integrität, all das, was jetzt wichtig ist. Und es bleibt dabei. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. A doua zi, președintele ucrainean a mers la Bruxelles, unde a ținut un discurs în Parlamentul European, vorbind despre importanța pe care o au în prezent avioanele de luptă occidentale pentru Ucraina. A fost un nou mesaj adresat în special populației țărilor Uniunii Europene, a căror percepție față de război rămâne esențială pentru felul în care vor acționa elitele politice pe care le-au ales. Ulterior, Zelenski a participat la summitul liderilor țărilor blocului comunitar, unde războiul ruso-ucrainean și sprijinul militar ce ar urma să fie oferit Kievului în noua etapă a războiului au fost temele de bază puse în discuție. După summit, președintele Franței a declarat că deocamdată furnizarea urgentă a avioanelor de luptă occidentale Ucrainei nu corespunde nevoilor stringente ale armatei sale. Emmanuel Macron a precizat că acestea nu vor fi livrate în următoarele săptămâni, sugerând în așa fel că asta s-ar putea întâmpla mai târziu. La aceste intenții deocamdată ezitante, Rusia a reacționat imediat vineri dimineață, lansând noi atacuri masive cu rachete asupra diferitor regiuni ale Ucrainei, făcând iarăși victime în rândul civililor și provocând distrugeri de proporții ale infrastructurii civile a țării. Câteva rachete au traversat și spațiul aerian al Republicii Moldova, amintind odată în plus cât de vulnerabilă e în prezent securitatea statelor aflate la est de NATO. Volodymyr Zelenski a susținut că rachetele rusești au trecut și prin spațiul aerian al României, stat membru NATO, deși Ministerul Apărării de la București dezmințise mai devreme acest lucru. Președintele ucrainean a semnalat că ar fi vorba de o provocare pentru Alianța Militară Nord-Atlantică și pentru securitatea ei colectivă. Rămâne de văzut ce impact a avut turneul european al președintelui Zelenski. Cert e că deocamdată unitatea și solidaritatea Uniunii Europene e pusă din nou la grea încercare. Premierul Poloniei a anunțat că la summitul din această săptămână, liderii țărilor membre nu au reușit să convină nici măcar asupra acordului de achiziționare comună a munițiilor pentru Ucraina. O propunere care urmează deja să fie negociată și abordată din nou la următorul summit. Rusia continuă să mizeze pe tergiversarea unor asemenea decizii, speranța că va reuși să obțină succes pe câmpul de luptă cât mai curând și să reușească să împiedice înarmarea Ucrainei, un scenariu care ar putea avea consecințe catastrofale nu doar pentru Ucraina, ci și pentru viitorul Europei de azi.